Profesoara de sport Eugenia Gâlcă încheie orele pe teren cu fluierul, apoi vine la centrul din sat pentru a participa la șezătoare. În urmă cu câțiva ani, nu-și imagina că se va întoarce la războiul de țesut care îi aduce aminte de copilărie. Ce au zis elevii? S-au mirat, în primul rând, într-a doilea rând, îți că ei, doamna Eugenia, de graba să vândă covoare. Evgenia Cebanț este un covor care are ca motiv stema comunei. Femeia se mândrește că și nepoata sa este atrasă de țesutul în stative. Eu trăiesc cu fata Ongrada, am nepotul mai mare, nu? Am altă nepotă, pe s-a învățat asesă el. S-a învățat și nepoțica. Da, nepoțica, ea să fie mușă. Și nepoțica tot acasă cu dânsa, i-a făcut chiar a ei covor. O fetiță de 10 ani a crescut în preajma bunicii și va transmite generațiilor viitoare meșteșugurile locului. Fetița este și vlogăriță și le împărtășește prietenilor virtuali cum se lucrează un covor tradițional. Am văzut cu mâinile bunicii așa de repede de cea prin nață și am vrut și eu să încerc așa cum face. Și așa m-am deprins și eu a face. În zilele de sărbătoare, bunicii și nepoții se întâlnesc la hora satului. Localnicii din Sărata Veche poartă respect pentru tradițiile locului. Aici este amenajat un muzeu intitulat sugestiv Casa Buneilor. Am făcut noi aici ca să avem un loc flora noastră a tuturor comunității întregi, unde tot ceea ce e mai frumos și mai scump să fie adunat împreună și să fie transmis și generațiilor care vin. Și așa am creat Muzeul Casa Buneilor. Tehnicile țesutului covoarelor din Sărata Veche vor fi incluse într-o galerie de artă digitală.